Acum, dacă am ieșit bine la serul adevărului, bănuiesc că nu mai trebuie să plecăm în Irak. Ar trebui să-mi pupa și tălpile, măi, amărăților. Că dacă... Șeful, să-l dați-o leacă piciorul, că nu poți să... Nu-mi intră buzele. A fost o figură de stil, mă. Ce figură de stil sunteți. Mă scuzați, era splindă. Stați cu fața acolo, vă intră praf în gură. Mărlane! Se bucură și eu, șeful, că am scăpat de Irak. Șeful, dar chiar am scăpat? Tu ce crezi, strașcă? Păi dacă ne-au dat exemplu la tot NATO pentru cinste și seriozitate. Bă, ni s-a dus buhul pentru profesionalism. Șeful, a sosit asta de la comandament. Să fie oareși ce avansări? Eu primul! Bă, eu! Da, de ce? Dar noi ce avem, mă, frate? Ce avem? Ce avem? Tu voi! Dar până când o plăt? Da... Îl avansează doar pe gogoașe șeful? Ca urmare a profesionalismului și cinstei desăvârșite de care au dat dovadă soldații dumneavoastră, comandamentul vă solicită detașarea a patru dintre aceștia în baza NATO din Baha, Irak, pentru coordonarea operațiunilor de retragere. Păi de ce, șeful, n-a zis că nu mai mergem în Irak? Ca simpli soldați, gogoașe. Acum vă solicită ca să fiți șefi. Nu vrem, șeful, nu vrem, na! Gura, mă, taci din gură, vorbești în numele tău, ce te bași tu! Ia uite! Șeful, dacă lași ăștia, nu vrea să-și servească patria, eu vrei! Cât e diurna? În Irak? Ce dracu să cauți acolo? Nu pleci nicăieri! Păi și dacă e ordin, ce fac? Pe mine nu mă interesează! Gogoșa! Ești prost? Ai contract de 1000 de euro! Cum se poate să renunțăm? Vrei să plătim daune totul restul vieții? Păi și ce fac? Nu mă interesează! Scutește-te medical, fai ceva, dai o șpagă! Că știe că merge aici în România! Da? Profitul trebuie și reinvestit! Gogoșa, trăjește-te! Șeful, eu nu pot să-mi las bibilica să nască singur. Pașcă, mai are până naște. Și dacă nasc spontan de emoție că mi-ați trimis bibiloiul pe front, a? Corect. Există pericolul, șeful, că astea, bibiloaile astea, iepuraicele sunt perioase. Am citit eu într-un atlas de ăsta, zoofilic. Riscăm cu trașcă. Eu zic să-l lăsăm să-și șadă acasă. Mă rog. Chiorete! Șeful, să știți că eu de-abia m-am împăcat cu Dezirica. Eu nici nu concep să mă despart de trânsa din cauza asta. Că dacă mă despart, eu nebunesc. Eu... Ia uite, m-a luat! Ați văzut ce ați făcut, șef? Ați văzut ce ați făcut? Vreți să ne facem de râs cu nebunul pe acolo? Să-l apuce crizele pe front, să sperie irachienii, să fugă, să rămâne doar noi în țară acolo? Lăsați-l acasă, răb de nebun! Mă rog, Gogoașe. A, nu! La mine nici să nu vă gândiți. Că eu dacă pierd contractul cu dânsa întrânsa production, dumneavoastră plătiți penalizările, nu eu. Eu? Da, dumneavoastră, pentru că dumneavoastră ați girat contractul. Când? Cum când ați uitat? Atunci când v-am dat 1500 de... Mai departe, pupă-ză, tu mergi sigur. Știți, eu... Ce tu, mă? Tu n-ai ce motiv să ai. Ba, am șeful, ce? Am... Hai, pădreacule, șeful! Mă scuzați că vă întreb, cum să-l trimite pe tâmpit ăsta în Irak, ați nebunit? Era o figură de stil, șeful. Pe ăsta e gagic de spioancă, e super periculos. Dacă îl trimitem în Irak, îl ia, îl răpește și ne cere bani sau ne cere să dăm poema la schimb. Și eu bani, poema nu dau. Da, corect. Bravo, domn sergent. Mersi. Foarte nu face nimic, mă, idiotul. Mărdan, și atunci eu pe cine îi trimit? Pe mine, șef, pe mine, când să încasez eu și diurnele lor. Câte diurne? Mărlane, tu ești idiot? Da, șef, dar de ce întrebați? Păi ea mi-au cerut 4 oameni, mă. Tu ești 4?
Dacă e să o luăm după greutate... Până diseară, mă anunți care sunt ceilalți trei. Nu rămâne acasă decât cine are probleme medicale. Clar? Clar! Bă, or fi atâtea formulare, parcă ar trebui să-i trimit pe lună. Bă, am zis să nu mă deranjeze nimeni că lucrez? Mă iertați, șeful, să trăiesc, dar am venit să vă arăt în ce hal transpir. Să știți că am hipersensibilitate la căldură. Nu pot să merg în Irak pentru că acolo, în 2 ore, m-aș deshidrata și aș muri, șef. Și acum îmi spui, idiotule, după ce am stat 2 ore și ți-am completat dosarul, să fii sănătos, pleci! Păi și dacă mor, șeful, acolo? Băi, decât să mor eu completând încă un dosar, încă 2 ore, de acum încolo, mai bine mor tu. Pleci, du-te și fă-ți bagajul. Șeful, ați nebunit? Scuzați metafora, vorba lui Mârlanu. Păi dumneavoastră știți câte formulare trebuie completate în caz de deces în misiune? Nu știți, vă spun eu, șeful. Trebuiesc așa. Avansare post-mortem, repatriere cadavru, pensie de urmaș, bilet de întoarcere pentru sicriu. Bine, care... mă, dispari, hai, dispari. Să trăiți, șeful. Adică Popoza a putut și tu nu poți. Zi mai bine că tu vrei să scapi de mine. De-abia aștept să te duci, mătăluță, acolo să te refugiezi în brațele unei păpuși irachiene. Bibilico, tu exagerezi. Femeile la ăia umblă cu cerceafuri în cap. Nici nu știi cum arată. E ca la ouăle cu surprize. Aha! Deci de asta te duci, mătăluță, acolo. Ca să descoperi surpriza, să vezi și sub cerceaf. Mă, tu nu face pe mine! Nu face cu mine! Nu face pe sfântul în fața mea că nu-ți merge! Marci imediat și pune-ți gheață! Au luat-o pe toată, nenorocitul! Special! Înghețat! Dă-o încoace! Ce faci, dragi, că spar dinții? Bibilica poftește! Îmi trebuie neapărat! Păi e începută, mă, tâmpitule! Nu contează! Ia banul! Mersi, bă, trașcă, bă! Firele, dracu de formulare, cu cine le-ai inventat? O grămadă de hârțogăraie pentru o mărtă de deplasare. Mișto ar fi să trebuiască să le refac. Permiteți, șeful. Ce mai e, mă? Te pomenești? Te pomenești că și tu transpiri, a? Aoleu, dar nu mai pot. Uitați-vă ce hal sunt. Cred că am și hemoragie. Ce-ai făcut, trașcă? Ți-ai pus iepură și înghețata în cap. Băi, nu! Bă, tâmpitule, bă, ți-am zis, mă, să nu-i duci începută. Înghețata? Ce omori, impostorule? Pentru asta pleci în Irak, mă! Orice ar fi! Bine că ți-am completat dosarul! De mă dosarul ăsta? Ăsta e șeful? Dă-l încoace! Dă-l încoace! Omul! Ieși! Deci vă bate joc de mine, a? Da, da să trăiți! Adică nu să trăiți! Nu sunt prostul vostru, mă? Transpirați, a? Eh, pentru asta o să plecați toți! Toți, ca să aveți de ce să transpirați! Yes, yes!
Mai puțin tu, Mărlane. Ce? Dar de ce, Iosef, mai puțin? Ce? Eu am fost cu minte, din am transpirat. Cu toate că la mine ar fi fost normal, că de ce? Asta e, Mărlane. Tragi pentru ei. Adică, știi cum vine vorba aia? Toți pentru unul și unul pentru tonți. Nu se poate, șef, dar de ce vreau și o misiune? Că eu sunt Tita mai sergentul. Eu ce fac? Mărlane, tu o să vii să mă anunți ora exactă la mine în birou, că mi-am distrus ceasul din cauza voastră. Cucu! Cucu! Este ora 10. Bang! Mersi! Bang! Bang! Ce-ai făcut, mă, idiotule? Am bătut ora, șeful. Bang! Te-am auzit, gata, ajunge! N-ajunge, șeful, că e 10 și eu am bătut doar de 5 ori. Bang! Și tu trebuie să bați de 10 ori, nu? Vrei neapărat să mă enervezi. Doar tu îi trimite în Irak. Țeapă, Mărlane. Tu pingă-ne în continuare. Bang! 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 10! Ieși! Ce v-ați ciufulit, domn sergent? Ce, șeful, vă aleargă fanele? Nu, idiotule! A nebunit șeful din cauza voastră și era să mă... Corect, că dacă îi împușcă, nu mai are pe ce să trimită. Și îl bagă pe băiatul în cărți. Știți ce vrea șeful să faceți până plecați? Stați să vă explic. Este ora 11 fără un sfert. 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 Este ora 11 fără 10. 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 Chiorete, fii bun și spune-mi, la ce oră vine sergentul? La 11 fix, șeful. Este ora 11 fără 10. Este ora 11 fără 5. 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 Mamă, ce omul. Am adus corespondența de 11, șeful. Tocmai astăzi, mă, te-ai găsit să fii punctual? Dar intră, mă, odată, că-ți trece ora. Păi, dar de ce acum? De ce acum că e fără 5? Și șeful nu trage decât la fix. Mi-a spus mie, Vantan. Intră, mă, acum, că la fix eu intru, că eu sunt superiorul tău, da? Intrați, mă, cum o fi, că ușor, ușor vă împușcă pe toți. Dar hai, că pierd avionul de Bagdad. Este ora 4. Este ora 4. Bang, bang, bang. Alo, alo, ce faci, băi? Ia uite, strec și mobila. Idiotule, eu anunț ora 4, nu tu. Și în primul rând, nici măcar nu e ora 4 fix.
Dar mai potoliți-vă, domn Serge, și dacă nu e ora 4, ce? Eu sunt ceas elvețian, am luat-o înainte, na! Ai luat-o înainte? Da! Tu vezi tu ce-i înainte? Te vezi tu ce-i înainte acum. Este ora 4 fix. Bă, voi vreți să mă terminați psihic până când plecați, bă? Ești să afară că vă-mi puși, mă! Ești să afară că vă-mi puși! În mine, șeful, în mine, că eu am intrat primul, vă rog, în mine, în mine! În mine, șeful, că eu sunt superiorul lui! Nu, nu! Nu mă credeți în stare, nu? Bine? Șeful, pot să mă duc și eu să-mi schimb pansamentul? Șeful, mai trageți încă o dată, că s-a băgat idiotul ăsta în fața glonțului, vă rog! Șeful! Când la gând cu bucurie, gogoașe. Da, 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 la cap! La cap! Că m-a săturat de voi! M-am pușcat! Mersi, Doamne! Mersi și eu, Doamne! Irak viu! Inconștientule, putea să te împuște, mă. Am vrut să-ți demonstrez că sunt capabil să fac orice ca să rămân cu tine. Faci pe naiba. Trebuia să spui căpățâna la contribuție dacă vroiai să rămâi. Mi-am pus-o, Bibilico, mi-am pus-o. Dar n-am găsit altă soluție. Și știi de ce? Pentru că nu există altă soluție. Să crezi tu, mă, amărâtule, că nu există. Să te rogi la Dumnezeu să nu se menă la micul cu tine, că altfel am dat de dracu. Dăm markerul negru. Dar unde te duci? Să rezolv situația! Haideți, bă, mai repede, borbolocilor, că n-așteaptă avionul după noi! Haideți, fai unde umbli! Trașcă-i gata? A, de mult! Acum e la domnul comandant în birou. Ia prima diurnă! Diurna! V-am zis, mă, să nu mai intrați! Și-a plecat așa împușcat? Te pui cu disperatul după diurnă. Ce e, șeful? Ne-au făcut țara de râs? Nu, că nici n-au apucat. Avionul a fost doborât înainte de aterizare. Doborât? Și ei nici n-au vrut să plece. I-am trimis la moarte. Cum naiba au trecut ei granița cu pașapoartele alea? Vicențe Ardivar Focul, care ați buzgărit pașapoartele? Vă renorocesc! N-ați murit! N-am murit, dar eu mor eu acum! Ce aveți, șeful? V-ați scrântit de-i băliți atâta cu pupatul? Era o metaforă, mă rog! Păi ăștia, din cauza lor, n-am putut să urcăm în avion! Ar trebui să le pup tălpile, idiotule! S-au salvat viața! Avionul a fost doborât! Dacă erai în el, erai mort! S-au salvat viața! Mulțumesc, prieteni dragi! Of, Doamne! Saltă gogoașe în picioar, nu vezi că nu-mi intră buzele ca buzele groase! Ălălalt! În ce ai călcat că te nenorocesc? Veni, șeful, să vedeți ăsta noroc! Rămâneți cu noi, revenim imediat.
Șeful a venit corespondența de 11. Da, intră, mă! Ehe, ce sunt boss, mă împușcați iar? Cum să-l trimiteți pe ăsta în Irak, că ți-i nebunit? Scuzați cuvântul, ați. Era o metaforă. Ăsta, cum e el de super gagicar? Ling... Gem-gem. Ling-gem prejur. Era... Tot se învârtea în jurul ei să spună, tot se învârtea. Mulțumesc! Ridică-mă piciorul, că am buzele groase și mi-i tras un bocaj. Tu m-ai luat în serios? Bă, tu ai în serios? Ce e șeful? Ne-au făcut țara de râs? Nu, că nici n-am apucat. Avionul a fost doborât înainte de aterizare. Doborât? Și ei nici n-au vrut să plece. I-am trimis la moarte. Zice, ți-ar divar focul. Care ați buzgărit pe așa parte? Vă renorocesc. N-ați murit. N-am murit, dar eu mori acum! Care nu te-ai spalat, mă, de putea așa? Domn sergent, putea mort. Rectific. Bă, care ai murit de putea așa și nu te-ai dus te îmbalsamezi? Auzi, domn sergent, să nu fi făcut vreo glumă ca aia din reclamă ca să-și aducă pipița aici. Rectific. Care ai făcut puțiciunea asta ca să-ți aduci gagicacii repede? Mărlane! Tu e singurul care visezi să-ți aduci pipițe aici, că ale noastre sunt vis-a-vis, băbălăule. Eu aș fi știut dacă aduceam gagica în unitate, băbălăule. Atunci nu și-a adus nimeni pe nimeni, băbălăule. Să mor tu! Și aia de lângă ușă cine a chemat-o? Aud? Ia, pupă, aprinde lumina, să, dacă e miștoacă, o păstrez pentru mine. Foarte tare, Vandame! Ăsta insinuează că noi trebuia să dăm colț în avionul ăla, nu? Bă, tâmpitule! Astea-s grube, ce fel? Era să mor de inimă, tâmpitule! Mă scăpai pe mine de o grijă, Mărlane! Bă, și-o dă dracu' ăsta și-a făcut roșii de sintetizator de voce! Bravo, bă, Vandame! Ia uite, bă! Mamă, și-a făcut roșii de mână de mort! Unde găsi tu, bă, în târg? E în mâna mea, idiotule. Păi cine faci tu, idiot, mă, idiotule? Vă
dar bine, ce faci? Dai într-un superior? Domn sergent, nu cred că-i Van Damme. Trașcă, te nebunesc. Domn sergent, nu cred că-i om. A, e puraș. Auzi, fei, dacă mai faci glume de-astea, te găsește dracii. Sau vrei să mă pui postura spondesc o gravidă? Dă-ți-ai jos imediat. Dă-o tu, șmechere. Ai văzut moartea, ce ai? Ce mai nebunit? Da, șefu, e adevărată. Bă, voi credeți că mie mi-arde de farse la miezul nopții? Nu-i nicio farsă, șef, uitați vorba ce față are și cu miroase. Mârlane! Hai că n-am timp să mă prezint la toată unitatea. Faceți-vă bagajele și hai să mergem. Unde? Cum unde? Pe lumea cealaltă. Ori vă închipuiți că am venit să vă iau în vacanță pe litoral la Bulgari? Dar eu nu vreau să mor. Nu am venit pentru tine, tataie. Auzi? Pregătește-te. La cât fumezi, urmezi foarte curând. Doamnă! Promit că de astăzi o să mă las de fumat. O să fiu antitabac. Auziți? Dacă tot n-ați venit pentru mine, pot să plec? Du-te. Ah, să rămân. O sărut altă dată. Să rămână, sănătate. Șeful, nu ne lăsa, șeful! Așadar, să vedem cine e pe listă. Două legături de ceapă, două de pătrunjel, o jumătate de kil de bur... Aoleu, nu, asta e de la... Mârlanu, Gogașa, Pupăză și Trașcă. Eu nu sunt pe listă! Eu trăiesc! Dar nu mi se pare cinstit! El de ce nu e pe listă, tanti? Pentru că el nu trebuia să fie în avionul care s-a prăbușit. Adică ne-am scăpat degeaba de accident? Cum așa ceva? Mie îmi pare rău. Erați pe lista morții, așa că trebuie să vă iau pe mine, nu mă păcălește nimeni, da? Hai, că mai am și alți clienți și să mergem odată, da? Trașcă, unde e? Să-l chem? Mă, nu să-l... Ha? Pă, trași că l-am... Să-l chem eu, dar... Bă, trași că, bă, tu ai copil, bă, ieși pe casă, mor, Doamne ferește! Și ce vrei, Mârlane? Cum vrei să păcălească bibiloiul meu moartea? Trebuie să găsească o metodă pe care să-i fure lista lui moartea. Adică are o listă? Ea nu ține minte numele? Cum naiba să le ție minte? Că e milioane de oameni pe care trebuie să-i ia. De fapt, unde să le țină minte? Că n-are creier. Că moartea n-are creier, are coasă. Și dacă tu-i furi lista, e pa și la revedere. N-o să mai știe pe cine să ia, hă? Lui moartea? Exact! Ce-ai, mă? Super poanta! Hai, culcă-te și vorbim mâine dimineață. Auzi, toate gravidele o luați așa razna? Mă, tu chiar nu mă crezi? Du-te să vezi! Moartea e în unitate! Făi, dacă tu ești astănică de la burta aia mare, eu nu-ți permit, da? Și mai subțire cu acuzele că eu nu dorm în post. În unitate n-a intrat nici pasărea. Omule, cum să-ți explic eu ție? Vorbim despre moarte. Aia este invizibilă. Aha. Și când te-ai trezit erai udă. Ți se rupsese apa.
acum, crezi? Aha. Auzi, da, dacă vrei să-i rup lista aia, mai dă ceva. Hai, dă-i pe toți, că oricum n-ajung. Trașcă, nu mai are ceva? Da, spuneți-ne măcar unde mergem. În rai sau în iad? Doi în iad, doi în rai. Dar să vedem care unde merge, că nici eu nu mai știu pe de rost. Uite. Așa. Iesem rău. Așa. Mamă, ce urâtă ești! Chiar zici că ești moarte, auzi? Țeapă, fraierul, s-a dus lista, să te vedem acum ce faci! Ce mă, da, am scăpat? Păi fără lista banare pe cine trebuie să ia! Ia, hai să ne amestecăm, să vezi, să vezi că nu mai știe nimic! Ia zi, fă-i acum! Mârlanu, gogoașă, pupăză și trașcă. Mai ai o listă? Nu, Mârlanu, asta e singur. Păi și atunci aia de-o mâncă v-a dat mecerea. Anexa în care scria cine merge în iad și cine merge în rai. Mă rog, dacă nu mai lista, am să vă aleg eu. Antantiri, nu asta. Din Oceanul Pacific a ieșit un pește mic și pe burta lui schia, mergi în iad chiar dumneata și dumneata. Ce vorbești? Bă, Morto, vezi cum fi noi morți, dar proști nu suntem. Atâta timp când ai o listă clar cu cine merge și unde, nu mergem nicăria, bă. Nu vrem să ne despărțiți. Dacă e să mergem undeva, mergem toți patru, da? Că noi suntem camarazi. Corect. Bravo, pupăză. Bravo, camarade. Bravo, gugoașă. Camarade, noi suntem prieteni, domnule. Suntem toți pentru unul și unul într-un loc. Toți într-un... Mă rog. Nu se poate. Și pe cât faci pariu că se poate? Uite, dacă ne sinucidem, o să mergem în iad toți patru. Oh, păi n-am eu norocul ăsta să vă sinucideți. Păi m-ați scutit de un drum. Care drum? Cum care drum? Pe lumea cealaltă. Nu trebuie să scot lista duplicați. Ha? Lista ruptă? Da. Păi atunci du-te, că noi nu ne grăbim. Mai stăm, ne mai gândim. Du-te... Auzi, șeful? Am mai câștigat o zi. Mare scofan. Da-și, bă, de gură, ce ești, fraier, că poate îl dă șefii afară pe motiv de incompetență și atunci nu mai vine, am scăpat. Da, dar dacă vine? Dacă vine... Vă da mie să ne scoată de rahat, că tot el ne-a băgat. El i-a dat drumul la poartă. Ce erai, mă? Da. Vezi, poate îi dai raportul lui aia cu casa că fumezi, că te omor. De fapt, ce să te omor eu? Că ești deja mort. O să scriu pe mormânt. Loser, cu spray. Nu zic, șeful. Vreau să vă rog dacă pot să vă rog ceva. Ce, mă? Rugămintea mea e să vă rog să-l mutați pe Vandame 2-3 zile la morga de la spitalul militar. De ce? Am eu un plan. Stai să vă zic. Ia uite, mă, ce de tablou. Zici că e muzeu aceea, nu morgă. Wow. Bă, liniște. Dacă află cineva că v-am deschis, fiți atenți, când fluier, vă tirați. Adică... Auzi, șeful, dumneavoastră chiar v-ați luat după Van Damme? Credeți că moartea nu o să-și dea seama că sunt alte corpuri? După ce să-și dea seama, mă, fătălăule? Tu nu vezi că toți e mutilați?
Moartea nu ne ține minte numele, bă, dar minte să ne mai cunoască după semne particulare. Dacă păcălim moartea și de data asta suntem cei mai tari. Șase. Pitiți-vă, bă! Fute! Taci! De ce ai plecat tu de lângă mine fără să-ți faci testamentul? Că scorpio eu, domnul ta, n-o să-mi dea nimic cu ce-mi plătesc eu cabrioleta. Doamnă, vă rog, plângeți puțin mai sus, că mă excitați. Doamne, iartă-mă, m-ai și speriat. Era să mor de inimă. Era pe dracu. Stai liniștit că eu știu mai bine ca tine când trebuie să mori. Unde-s morții mei? La morgă! S-au sinucis cu toții, că au vrut să plece împreună dincolo. Păi și nu puteau, mă, să spună înainte să plec? Ha? Să mă duc să fac duplicat la lista aia? Au mai aflat și șefii mei că pierd liste ca proasta, ca idiota, ca tâmpita, ca... Le-ai spus că ai pierdut-o. Păi ce vrei să fac? Ce vrei să spun? Că mi-a rupt lista un muritor? Vrei să ajung la spațiu vers? Doamnă, nu puteți intra așa! Bă, nu cumva tu ești ăla care mi-a rupt lista? Nu, mă confundați și eu tocmai plecam acum. Ia, stai puțin. Unde sunt soldații aia sinuciși? Pe semne n-au ajuns. Or fi la slujbă. Alo? La aia care se sinuci nu se face slujba. Bă, tântălăule, tu îți bagi joc de mine? Tu crezi că eu am atâta răbdare? Eu trebuie să iau toți morții din România, ai înțeles? Și atunci pe soacră mea, de ce morții tăi noi ei? Ai omorât-o? Păi dacă m-am jurat? Aoleu, dacă nu era pe listă, aoleu, cred că am îmbulinat-o. Nu mai căuta că nu era pe listă, proasto. Trebuia să trăiască până la 90 de ani din asigurarea de viață a lui Bărbasu. Iartă-mă, Doamne, promit că e ultima gafă pe care o mai fac. Ce faceți, bă, că i-am zis lui aia că sunteți la morgă? Fugă acolo că e în spume! S-a dus deja la morgă? Să merge repede să face rost de cadavre! Repede! Nu sunt la morgă. Unde sunt? Că te umor. Atât îți trebuie. Era o metaforă, șeful! Unde sunt? La morgă! Acum le-au dus corpurile! Calmă! Calmă! Că tu ți-ai ales meseria asta! Fii calmă, dragă! Gata, și acum plecați naibii de aici, că mi-ați făcut morga bulevard! Hai, hai! Carcalete? Bă, ce uitați să-mi lăsați? Ce-a uitat, mă? Să-mi lăsă niște formuli, să mă-i dau pe ei, să nu coclească. Las că iau eu, nu e nevoie. Care sunt? Cred că ăștia patru. Nu? Ia să vedem. Trașcă, Mârlanu, Pupăză, Gogoașă. Sunt, nu? Pe hârtie, da. Să vedem dacă seamănă și cu cine știu eu. Cu cine știu?
Dar cum s-au sinucis frate ăștia de arată așa? Cu dinamită. Și-au băgat în gură, să nu se mai chinui. Nu mă omoră, te rog, că spun tot ce știu. Nu te omor, fătălăule. Dar ce faci cu... Ca să tai legătura dintre suflete și corpuri. Gata, șefu, puteți să le luați. Bine că am scăpat de idioții ăștia. Pe cine mi-ai trimis aici, Toanto? Oamenii de pe listă, șefu. Mârlanu, Pupăză, Trașcă și Gogoașă. Să mori tu! Ia uită-te la plăcuțele de identificare de la mâini. Bubulete! Eh, Cărcălete! Dar cine-s ăștia? Pe mine mă întreb incompetent-o! Te omor, nenorocitule! S-o crezi tu! Ești destituită! Mersi, Doamne! Rămâneți cu noi, revenim imediat. Eu cred că moartea asta ne-a uitat aici pe pământ, mă. Eu m-am săturat, mă, de bătrânețile astea. Mă doare toate alea, mă doare în cot, mă doare în... Am uitat. Tu cine ești? Wow, wow! Bre! Gogoașă mă cheamă, le-a... Bre! Băi, madame, nu vrei să rogi matale pe colega ta nouă care te-a înlocuit? Să-i aduce aminte de noi că ne-a uitat aici, pe pământ? În primul rând, madame e măta. În al doilea rând, pe mine nu mă mai interesează nimic. Sunt la spații verzi. Marfă visă, nu? Care vis, domn sergent, că e dita mai coșmarul. Uite, m-a și luat cu fior pe șirea spinării. Ce aveți, mă? Stați să vă arăt halatul de box pe care l-am primit. E așa nașpa? Fi făcut vreo glumă ca aia din reclamă ca să-și aducă pipița aici. Rectific! Care-i făcut vreo glumă să-ți aduci putoarea aici? Mărlane, tu e singurul care vise să-ți aduci putoarea aici. Ale noastre sunt vis-a-vis. Bă, bălăule! Lasă-i bine! Și dracu, mă, că era bine! Le faci urbele pe... noastre sunt dincolo! L-am văzut și pe ăsta. Uite, șeful, ia e! Bă, voi credeți că eu am chef de farță în miezul nopții? Nu, șef, cred altceva. Cred că vă bălbuiți. Uitați, tanti, v-am zis că e adevărată. Mi-a dat tanti. Mi-a rămas tanti. Da, șef. În sfârșit, i-ai zis pe nume. Put that
Au! Șeful, permiteți să raportez? Zi. Șefule, a trecut glonțul pe lângă ureche. Vă dați seama că eram morți acum dacă ne urcam în avionul ăla. Păi are vreun sens, șeful, să ne riscăm noi viețile, noi ăștia veterani? Vă dați seama că dacă eram mort, nu mă mai primeau la filmări. Nu? Da, și în consecință, dacă nu ajungeam la filmări, cine mai cotiza la dumneavoastră? Da, pentru... Vrei să ne audă careva și... Ai dreptate. Da. De unde să găsim noi alți fraieri pe care să-i băgăm în față carne de tun? Aha, se ocupă băiatul, șeful. Să știți că astăzi se moare de foame. Știți ce coadă o să fie mâine la unitate dacă dăm un anunț că se fac recrutări? Păi, dar ăștia trebuie și ei antrenați. Că doar nu o să-i angajăm tufe de Veneția să ne arunce pe aici în aer. Păi lăsați-i șeful pe mâna mea, că dacă nu vii fac legionari. Aha, dacă îmi visez eu să am legiunea mea proprie, eu o să fiu comandantul lor. A? Ce ziceți, vreți? Haideți că trimitem ideea la centru și dacă ne aprobă, vă umpleți de bani. Bine, bine. Tu găsește mai întâi recruții. Până mâine o să-i aveți șeful. Să trăiți? Ce am de pierdut? Eu dă chex, eu retrogradez. Iese bine, mă umplu de bani. Dar ce faceți, domn sergent? Mă uit, bătrașcă, trece așa viața asta pe lângă mine și eu parcă am trăit degeaba. Uite cum puteam să fiu mort, de exemplu, și nu mi-am găsit și eu încă iubirea, mă. Domn sergent, știți care cred eu că e problema cu dumneavoastră? Nu sunteți destul de fancy, trendy, așa? Păi găcicile din ziua de azi vor tip de ăștia, super macho. Și cum arată... Super macho ăștia, mă, cunoscătorule. Cum arată? Cu piercing-uri, cu tatuaje pe brațe, mușchiuloși, așa? Bă, tu-ți bagi joc de mine. Ce soldat e tâmpit, mă, să se ducă să-și facă tatuaje de alea și cu piercing-uri de alea. Ta-da! Ha? Ce părere aveți? Nu că e super sexy. Băi, să vă țineți gagicile departe de mine, bă, să nu-mi sare în brațe, precum urși și păstupi. Ah, țineți-mă să nu sar pe el. Am zis gagicile, toanto, nu gestantele. Bă, dar nu puteai să-ți faci și tu un desen de ăla mai marfă, în loc să-ți faci mizeria aia și mama dracu. Cine ți-a făcut-o, bă, un orb pe-ntuneric noaptea? Mizeria aia, dacă vreți să știți, reprezintă o inscripție africană. Și am scris-o în cinstea lui Deziret, e în limba ei. Și ce înseamnă, domn caporal? Vreau să muși din tine. Și crezi că dacă ți-ai făcut ăla o să sară pe tine? O să sar eu pe ea, deșteaptă-o, că de-aia l-am și făcut. Să mă simt eu super macho alături de trânsa. Ați văzut, domn sergent, ce v-am zis eu? Aiurea, bă, un amărât de tatuaj te face super macho. Vezi, bă, de treabă, bă. Te face, șeful, că înțepăturile alea de ac stimulează centrii nervoși aflați sub piele peste tot în corp. Epă, dracu, sub piele sunt? Sub piele, toanto, nu sub pernă cum te mângâie trașcă, că așa te minte. Da, că de-aia te stimulează mângâiatul. Ai văzut? Ha! Urați-mi baftă că mă duc la fete. Hai, dracu, la un loc. Ah! Că te muși toată. Ta-da! Ce faci, fiară mică? Ți-a fost dor de mine? Fiorete, am un raport determinat. Nu vrei să vorbim mai încolo? Ce să vorbim, iubii? Trecem direct la acțiune! Ia zi tu! Ce vezi tu schimbat sau nou la băiatul? Ești murdar pe mână. Nu sunt, dragă, e tatuaj. Pentru tine l-am făcut. Te-ai tatuat? Exact, ca maciomenii. Bă, tu ai nebunit. Ce ghirțoi ți-a mai băgat în cap tâmpenia asta? Șterge-l imediat, eu nu ies cu tine pe stradă așa, înțelegi? Dezirica, dar nu merge șters, e făcut permanent.
Eu am crezut că o să-ți placă, nici măcar n-ai citit ce scrie Acilea. Ia uite, e limba ta, nu că e sexy, ia. Sexy, a? Poate pentru vreo proastă mă care s-a lăsat mușcată citind chestia aia. Dar eu l-am scris pentru tine. E numele meu cumva acolo? Păi de ce nu zici iubi așa? Mă duc să-l scriu, am fugit! Chiorete, stai! Băi, mă faci de râsul lumii! Frățioare, firmă de casting, dacă am luat proba asta, am pus-o, frățioare, ne umplem de bani! Hai mă, mă lași că eu nu joc în așa ceva. Bă, termină, băi, tâmpitule, tu nu-ți dai seama, mă, câștigăm ceva și legal și plăcut. Iau ce da, mă, da, dacă mă află, mă, mă, mica, mă, că joc în așa mă, ceva. Mă, da, dacă ar afla măta ce ți-au făcut ei la Bulău, mă. Iau ce scrie acolo, ba. Aaa, trăiți, domn regizor, trăiți. Noi ne-am prezentat trăiți pentru proba la Banana Vie, la casting. Eu și americanul ăsta, italian. Referentari. Și vreți să dați probă, ziceți, cum să nu? Dar o luăm sigur că noi suntem pregătiți. Da, șeful, suntem pregătiți. Dar știți, să nu fie cu hâța, hâța. Terminăm odată. Șeful poate să fie orice, că noi acceptăm orice. Suntem vai de mama noastră. Acum venim de la... Și în foame de bani, nu? Exact, șeful, da. Ce ne ghicești, mă, ta? Dar n-ați vrea voi să dați o probă pentru soldați NATO? Soldați NATO? Rambo? Rambo, toată viața mi-am dorit să fiu. Super, beton! Da, șeful, să nu fie cu hâța, hâța. Nu e, mă, nu e cu nicio hâța, hâța, stai liniștit, nu. Păi dacă nu e șeful, merge șeful, unde, unde? La mine, la unitate. Șeful, gata. Și dacă luați proba, rămâne și angajați cu carte de muncă. Cu carte de muncă și cu salariu fiecare lună? Da. Să rămână, boierule. Binefăcătorul nostru, treci, mă, și pupă-l pe boier, mă. Boierule. Mai cu viață, mă, că te sparg, mă. A făcut tatuaj? Da, domn caporal, ca să devină mai macho, mai viril. Cine a zis, mă, tâmpenia asta? E adevărat, băi, fraiere. Tu de ce crezi că toți colegii mei de la filmare au tatuaje? Peste tot. Peste tot? Mhm. Ba, unii și-au făcut un tatuaj chiar și pe... mă înțelegi? Ca să se bătucească pielea și să reziste mai multe ore la... Da-i așa tatuat Clinton vulturul! Haideți, bă, că asta e o mare tâmpenie. Ce te uiți, pupă, să n-ai mai văzut până acum maciu adevărat? Hai, eliberează puteca că vreau să mă duc să-i arăt lui Ema ce înseamnă bărbat adevărat. Băi, tu nu știi să bați la ușă? Da, când vine norocul la tine, îl bagi în casă, nu-l lași să bată la ușă. Ce noroc, dragă? Norocul de a te întâlni cu un super macho, viril și potent, cu cel mai bărbat între bărbați. Mărvane, tu ai dat în benga? Ai, dragă, nu încerca să disimulezi... Ce vorbe, mă, bine? Să disimulezi eșictacția. Ce crezi că eu nu m-am prins că ești topită după mine? Ești fermecată și te topești de dorință că mă aveți pe mine. Ema, nu te lăsa indusă în oroare. E o făcătură, nu e permanent. E din ăla de la pufuleți, uite, pu! Ce faci, bă? Bă, tu îți bagi sclerotici de gorocoși din gura aia ta puțită pentru pielea mea fină și delicată. Mi-ai șters tot sex appeal-ul, idiotul. Ema, așteaptă-mă 5 minute, că mă duc să-mi fac niște dalii adevărate și păr mă viu să te impresionez până la lacrimi. Doamne, sfinte, Doamne. Ba, eu îmi fac. Mai cu viață, mai cu viață, că așa nu o să ajunge soldați NATO. Haide, hai, cu vână, mișcare, mișcare. E bine? E bine. Trăiți? Așa, ritm. Soldat NATO. Așa, NATO. Ce faci ăia? NATO. Bagă flotă, ritm. Așa. Suntem buni? E bine. Hai, vicuța, Să trăiți, șeful. Priviți, ăștia sunt primii tăi recruți. Vedeți ce vână de mușchi au în ei, ce atitudine de învingător, ce pachete de...
Tu ai auzit ră ce am auzit eu? Am auzit, am recruți. Noi recruți? Da. Super! Dacă e mai repede la instrucție, că am trimis deja actele la comandament și trebuie să vină un inspector să-i vadă. Dacă e ok, ne dau banii. Da, să trec. Haideți să vorbim ceva. Haideți. Bă, ăștia-și bat joc de noi, înțelegi? Ne fac tiricari și pe deasupra își mai ia și bani pe pielea noastră. Nu erai mă tu cu mâinile pe sus când ți-am zis soldat NATO, soldat NATO, țipai cu citești! Eu acum zic să ne tirăm. Să ne tirăm? Stai mă că au vorbit de bani ceva, nu trebuie să luăm și noi oare ce? A? Dacă putem, da. Să bagă mănușile în mine și taci. Ne luăm bănuțul. Bine, păi atunci succes. A, succes, baftă. Succes, ce mai faceți? Baftă, baftă, la tot ce vreți să faceți. Doamne ajută, fericire, bucurii. Hai băi, continuare, continuare, da, la instrucție, da, la instrucție. Da, dați NATO! Recruți! Recruți, continuăm cu flotările, hai! Gata. Flotări! La numărătoare! Și? Executa! Da, doi, to. Trei... Acu e prea târziu, dragă, eu deja mi-l tatuez. Cum ziceați că o cheamă pe fată? Lasă, dragă, că dacă n-ar fi sexy, nu s-ar tatua toate vedetele astea continentale și mondiale. Adică ce, Bill Clinton e un gherțoi? Bă, tu în loc să fii mândră că eu îmi scriu numele tău... Care e? Lori! Ascultă-mă, nu, ascultă-mă puțin. Lori, dacă eu aș fi făcut așa ceva pentru trânsa... Dar de ce să nu-i pomenesc, dragă, numele, dacă ăsta e adevărul? Vă rog să nu vă mai mișcați, că înțepa iurea. Hai, hai, lasă că vorbim când termen. Te pup, pa, hai! Te oftici și sunt și color. Opere de artă, mârlane. Uite. Ale, e opere de artă, bă, prăpăditule. E tăcia opere de artă, bă. Asta e opere, uite. Ia uite ea. Ia uite aici. 10 generații de ninja a lucrat la ele, bă, tâmpitule. A vrut oamenii să mi le facă relief, dar n-am avut eu timp. Cum voi sunteți nebuni, mă? Pupăză marș și șterge mizeriile alea, ai înțeles? Acum... Aha! Deci, mizeriile astea, tatuajele lui e desene. Da? Păi și ale tale cum sunt, mă? Nu tot desene? A? Pu! E permanent, e fraiere. Ce-am făcut? Minte, mă, Ema, minte că... Ai noroc că sunt prea încântat de nou meu statut de macho, că te nebuneam după ce m-ai bălit tot, bă, tâmpitule! Iubi, rezistă, că mă duc să-mi fac 100 de bucăți! Să vedem, să vedem atunci care pe care! Că m-am și enervat! Ah! Tu ce... Eu, mă... Mă... Acum că a rămas doar noi doi. Te invit să iei parte la un eveniment de seamă. Mângâie virilitatea! Mângâie tatuajele și spune-mi ce simți. Spune-mi tu! Arlane! Marș afară, că de crap! Marș! Marș! Dar de ce e, mă? Marș afară, am zis. Dar ce dracu, mă, te pomenești că n-o fi destule. Ai al dracu' brică cu soldatul tău NATO. Aolo, nu mai pot. 2006. Hai dracului să plecăm, că ăsta ne rupe. 2007. Acu' te grăbești, hă? Stai, mă, să luăm bănuțul dobitocului. 2008. Hai, hai, gata, 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 că m-am plictisit de flotările voastre. Hai. Trecem la următorul exercițiu. Săritura la capră. Exercițiu pentru stimularea articulației spatelui. Nu e greu. Nu e greu, nu e greu. Nu, să nu vă mai plângeți. Cum dracului arată-ne și... Vă arăt, că eu sunt soldat NATO. Deci primul dintre voi
stă plecat, poziție 90 de grade, palmele sprijinite pe genunchi și celălalt sare peste spatele lui. Eu da? Sar imediat peste Hai. Spatele tău, colonele, pregătește-te! Da. Deci... Colonele! Au! Dar că n-am înțeles, mai arată-ne odată. Dă-te, dracului, mă, că-i arăt eu. Colonele, te rog eu, așează-te pe poziție, așa îmi place mie unor. Stai acolo, fii atent aici. Hai, mă, te mișca! Te-ai lovit, colonele. Colonele, stai un pic. N-am, mă, aici. Soldați, n-am aflut, ei. Iuhu! Am venit, iubii, gata! Chiorete, dacă ți-ai scris numele meu acolo, ai terminat-o cu mine. Dar n-ai zis tu ca să... Am zis pe dracu, dă mâna să văd. Nu! Chiorete, dacă nu mi-arăți, consider că l-ai scris și oricum o termin cu tine. Nu l-am scris, iubi, jur. N-ai tu încredere în cuvântul iubițelului tău? Nu! Dă mâna, am zis! Bine măcar că ai spus tu adevărul odată. Adevăr? Da! Da, uite, mai bine scrie cu numele de familie, că părea și poantă. Balegă, vreau să muși din tine. Așa cu Lori n-are niciun farmec. Lori? Mi-a scris Lori! Hai mă, nu mai face pe prostul, că nu mă deranjează. Eu sunt mulțumită, n-ai scris numele meu, nu mă fac de râs în unitate. Apreciez sinceritatea ta. Și acum, Valea! Ce vezi? Marș, am zis! Vezi? Ieși! Da! Care are mai mult eco? Eu, normal, și sunt și permanente. Ba eu am fraiere mai multe, că am piele mai multe, că-s mai grasă, sunt mai întins ca tine. Gata, bă, gata. Eu m-am săturat. Ajunge! Dar eu sunt mai sexy, nu? Pupăză, ai 2 ore la dispoziție să scoți... Ce să-mi scot? Tatuajele. Altfel, ai terminat-o cu mine. Ha, ha! Bravo, smăi, fată! Țeapă, fraiere! Că eu nu vreau să am un iubit tatuat pe tot corpul ca gherțoi. Ha, ha! Bine zis! Ca gherț... Șefu, vă rog eu frumos, anulați programul. Ziceți-i lui ăla să nu mai vină. Hei, nebunit. Păi au venit deja. Unde sunt recruții?